Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț pentru că este luni un nou capitol din cartea scrisă de Napoleon Hill de la idei la bani, gândește și devină bogat. Capitolul 10, puterea minții maestrului, forța motrice. Mai avem șase capitole și terminăm această carte interesantă. Al la pas spre bogăție. Puterea este esențială pentru a avea succes în acumularea de bani. Planurile sunt inerente și inutile, fără suficientă putere pentru a le transpune în acțiune. Acest capitol va descrie metoda prin care un individ poate obține și aplica puterea. Puterea poate fi definită ca fiind cunoașterea organizată și dirijată în mod inteligent. Puterea, așa cum este folosit aici termenul, se referă la un efort organizat suficient pentru a permite unui individ să transforme dorința în echivalentul său monetar. Efortul organizat este produs prin coordonarea eforturilor. A două sau mai multe persoane care lucrează în vederea atingerii unui scop definit într-un spirit de armonie. Puterea este necesară pentru acumularea de bani. Puterea este necesară pentru păstrarea banilor după ce aceștia au fost acumulați. Să verificăm cum poate fi dobândită puterea. Dacă puterea este cunoaștere organizată, să examinăm sursele cunoașterii. Inteligența infinită. În primul rând, această sursă de cunoaștere poate fi contactată prin procedura descrisă într-un alt capitol cu ajutorul imaginației creatoare. Experiența acumulată, în al doilea rând, acea experiență acumulată de om sau partea acesteia care a fost organizată și înregistrată, pot fi găsite în orice bibliotecă publică bine dotată. O parte importantă a acestei experiențe acumulate este predată în școlile și colegiile publice unde a fost clasificată și organizată. În al treilea rând, experiment și cercetare, în domeniul științei și practic în orice al domeniu al vieții, oamenii adună, clasifică și organizează zilnic fapte noi. Aceasta este sursa la care trebuie să se apeleze atunci când cunoașterea nu este disponibilă prin experiența acumulată și în acest caz, imaginația creatoare trebuie să fie folosită adesea. Cunoștințele pot fi dobândite din oricare dintre sursele de mai sus. Ea poate fi transformată în putere prin organizarea ei în planuri precise și prin exprimarea acestor planuri în termen de acțiune. Examinarea celor trei principale surse de cunoaștere vor dezvălui cu ușurință dificultatea pe care ar avea-o un individ dacă ar depinde numai de eforturile sale, de a aduna cunoștințe și de a le exprima prin planuri definite în termen de acțiune. Dacă planurile sale sunt cuprinzătoare și dacă au în vedere proporții mari, el trebuie în general să-i determine pe alții să coopereze cu el înainte de a putea injecta în ele elementul necesar de putere. Câștigarea puterii prin intermediul mastermind Mastermind-ul poate fi definit ca Coordonarea cunoștințelor și a eforturilor, într-un spirit de armonie între două sau mai multe persoane, pentru atingerea unui scop bine definit. Niciun individ nu poate avea o mare putere fără să se folosească de mintea maestrului. Într-un capitol precedent au fost date instrucțiuni pentru crearea de planuri în scopul de a transpune dorința în echivalentul ei monetar. Dacă vei executa aceste instrucțiuni cu persistență și inteligență și vei folosi discriminarea în selectarea grupului minții maestrului, obiectivul tău va fi fost pe jumătate atins chiar înainte de a începe să-l recunoști. Pentru ca să înțelegi mai bine potențialul intangibil al puterii de care dispui, prin intermediul unui grup mastermind ales în mod corespunzător, voi explica aici cele două caracteristici ale principiului mastermind, dintre care una este de natură economică, iar cealaltă de natură psihică. Caracteristica economică este evidentă. Economic, avantajele pot fi create de orice persoană care se înconjoară de sfaturile și cooperarea personală a unui grup de oameni care sunt dispuse să-i acorde un ajutor din toată inima într-un spirit de armonie perfectă. Această formă de alianță de cooperare a stat la baza aproape tuturor marilor averi. Înțelegerea de către tine a acestui mare adevăr îți poate determina definitiv statutul financiar. Faza psihică a principiului minții maestrului este mult mai abstractă, mult mai greu de înțeles, deoarece se referă la forțele spirituale pe care rasa umană în ansamblul ei nu le cunoaște prea bine. Pot surprinde o sugestie semnificativă din această afirmație. Niciodată două minți nu se unesc fără ca prin aceasta să creeze o a treia, invizibilă, forță imaterială care poate fi comparată cu o forță a treia minte. Ține cont de faptul că există doar două elemente cunoscute în întreg universul, energia și materia. Este bine cunoscut faptul că materia poate fi împărțită în unități de molecule, atomi și electroni. Există unități de materie care pot fi izolate, separate și analizate. De asemenea, există unități de energie. Mintea umană este o formă de energie, o parte din ea fiind de natură spirituală. Atunci când mințile a două persoane sunt coordonate într-un spirit de armonie, unitățile spirituale de energie ale fiecarei minți formează o afinitate care constituie faza psihică a minții maestrului. Principiul mastermind, sau mai degrabă caracteristica economică a acestuia, mi-a fost atrasă pentru prima dată mi s-a atras atenția, de fapt, prima dată de către Andrew Carnegie, în urmă cu peste 25 de ani. Descoperirea acestui principiu a fost responsabilă pentru alegerea muncii mele de o viață. Grupul Mastermind al domnului Carnegie era format dintr-un personal de aproximativ 50 de oameni cu care s-a înconjurat cu scopul definit de a produce și comercializa oțel. El și-a atribuit întreaga avere Puterea pe care a acumulat-o prin intermediul acestui mastermind. Analizează palmaresul oricărui om care a acumulat o mare avere și al multora dintre cei care au acumulat averi modeste și vei constata că aceștia au folosit principiul mastermind fie în mod conștient fie inconștient. O mare putere nu poate fi acumulată prin niciun alt principiu. Energia este setul universal de elemente de construcție al naturii, din care ea construiește orice lucru material din univers, inclusiv omul și orice formă de viață, animală și vegetală. Printr-un proces pe care numai natura le înțelege pe deplin, ea transformă energia în materie. Blocurile de construcție ale naturii sunt disponibile pentru om în energia implicată în gândire. Creierul omului poate fi comparat cu o baterie electrică. Acesta absoarbe energia din eter care pătrunde în fiecare atom de materie și umple întregul univers. Este bine cunoscut faptul că un grup de baterii electrice va furniza mai multă energie decât o singură baterie. De asemenea, este bine cunoscut faptul că o baterie individuală va furniza energie proporțional cu numărul și capacitatea celulelor pe care le conține. Creierul funcționează în mod similar. Acest lucru explică faptul că unele creiere sunt mai eficiente decât altele și conduce la această afirmație semnificativă. Un grup de creiere coordonate sau conectate într-un spirit de armonie va furniza mai multă energie de gândire decât un singur creier, la fel cum un grup de baterii electrice va furniza mai multă energie decât o singură baterie. Prin această metaforă devine imediat evident că principiul Mastermind deține secretul puterii exercitate de oameni care se înconjoară de alți oameni cu creier. Urmează acum o altă afirmație care ne va conduce și mai aproape de înțelegerea fazei psihice a principiului minții maestrului. Când un grup de creiere individuale sunt coordonate și funcționează în armonie, energia sporită creată prin această alianță devine disponibilă pentru fiecare creier individual din grup. Este bine cunoscut faptul că Henry Ford și-a început cariera în afaceri în condițiile sărăciei, analfabetismului și ignoranței. Este un fapt la fel de bine cunoscut faptul că, în decurs de 10 ani, o perioadă incredibil de scurtă, Domnul Ford a reușit să depășească aceste trei handicapuri, și că în 25 de ani a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din America. Legat de acest fapt, se poate spune. Uh, dacă mai știi că cei mai rapizi pași ai domnului Ford au devenit remarcabili din momentul în care a devenit prietenul personal al lui Thomas Edison, vei începe să înțelegi ce poate realiza influența unei minți asupra alteia. Mergi un pas mai departe și ia în considerare faptul că cele mai remarcabile realizări ale domnului Ford au început din momentul în care a făcut cunoștință cu Harvey Firestone uh, și... Luther Barbank, fiecare dintre ei fiind un om cu o mare capacitate cerebrală, și vei avea o dovadă în plus că puterea poate fi produsă prin alianța prietenoasă a minților. Nu există nicio îndoială că Henry Ford este unul dintre cei mai bine informați oameni din lumea afacerilor și a industriei. Chestiunea bogăției sale nu mai trebuie discutată. Analizează prietenii personali intimi ai domnului Ford, dintre care unii au fost deja menționați, și vei fi pregătit să înțelegi următoarea afirmație. Oamenii preiau natura, obiceiurile și puterea de gândire a celor cu care se asociază într-un spirit de simpatie și armonie. Harry Ford a sărăcia, analfabetismul și ignoranța. Aliindu-se cu mințile mari, ale căror vibrații de gândire l-a absorbit în propria minte. Prin asocierea sa cu Edison, Burbank și Firestone, precum și alții, domnul Ford a adăugat la propria putere cerebrală suma și substanța inteligenței, experienței, cunoștințelor și forțelor spirituale ale acestor patru oameni. Mai mult decât atât, el și-a însușit. Și a folosit principiul Mastermind prin metodele de procedură descrise în această carte. Acest principiu este la dispoziția ta. L-a menționat deja pe Mahatma Gandhi. Poate că majoritatea celor care au auzit de Gandhi îl consideră doar un omuleț excentric, care umblă fără haine de gală și care face probleme guvernului britanic. În realitate, Gandhi nu este un excentric, ci este cel mai puternic om în viață estimat după numărul de adepți și credința acestora în liderul lor. În plus, este probabil cel mai puternic om care a trăit vreodată. Puterea sa este pasivă, dar este reală. Haideți să studiem metoda prin care a ajuns la puterea sa extraordinară. Ne poate fi explicată în câteva cuvinte. El a obținut puterea prin faptul că a determinat peste 200 de milioane de oameni să se coordoneze cu mintea și cu trupul într-un spirit de armonie pentru un scop definit. Pe scurt, Gandhi a realizat un miracol, pentru că este un miracol atunci când 200 de milioane de oameni pot fi determinați, nu forțați să coopereze într-un spirit de armonie pentru o perioadă nelimitată de timp. Dacă te îndoiești că acesta este un miracol, încearcă să determini doi oameni să coopereze într-un spirit de armonie pentru o perioadă de timp oarecare. Orice om care gestionează o afacere știe cât de dificil este să obții angajații, să-i faci să lucreze împreună într-un spirit care se semene cât de cât cu armonia. Lista principalelor surse din care se poate obține puterea este, după cum ai văzut, condusă de inteligența infinită. Atunci când două sau mai multe persoane se coordonează într-un spirit de armonie și lucrează în vederea atingerii unui obiectiv bine definit, ele se plasează prin această alianță în poziția de a absorbi puterea direct din Marele Depozit Universal al Inteligenței Infinite. Aceasta este cea mai mare dintre toate sursele de putere. Este sursa către care se îndreaptă geniul. Este sursa către care se îndreaptă orice mare lider, fie că este sau nu conștient de acest lucru. Celelalte două surse majore din care provin cunoștințele, Necesare pentru acumularea de putere pot fi obținute, uh, nu sunt mai fiabile decât cele cinci simțuri ale omului. Simțurile nu sunt întotdeauna fiabile. În capitolele următoare vor fi descrise în mod adecvat metodele prin care inteligența infinită poate fi contactată cel mai ușor. Acesta nu este un curs despre religie. Niciun principiu fundamental descris în această carte nu trebuie interpretat ca fiind menit să interfereze direct sau indirect cu obiceiurile religioase ale vreunui om. Această carte s-a limitat în mod exclusiv la instruirea cititorului care să transmute scopul definit al dorinței pentru bani în echivalentul său monetar. Citește, gândește și meditează în timp ce citești. În curând, întregul subiect se va dezvălui, iar tu vei vedea în perspectivă. Acum vezi detaliile capitolelor individuale. Banii sunt la fel de timizi și evazivi ca și fecioara de altă dată. Trebuie curtați și câștigați prin metode asemănătoare cu cele folosite de un îndrăgostit hotărât în urmărirea fetei pe care o alege. Și, oricât de întâmplător ar fi, puterea folosită în curtarea banilor nu este foarte diferită de cea folosită în curtarea unei fecioare. Această putere, atunci când este folosită cu succes în urmărirea banilor, trebuie să fie amestecată cu credința. Ea trebuie să fie amestecată cu dorința. Trebuie să fie amestecată cu persistența. Trebuie să fie aplicată printr-un plan, iar acel plan trebuie pus în acțiune. Când banii vin în cantități cunoscute sub numele de banii cei mari, curg către cel care îi acumulează. La fel de ușor cum curge apa la vale. Există un mare curent nevăzut de putere care poate fi comparat cu un râu, cu excepția faptului că o parte curge într-o singură direcție, purtându-i pe toți cei care intră în acea parte a curentului, înainte și în sus, spre bogăție, iar cealaltă parte curge în direcția opusă, purtându-i pe toți cei care sunt suficient de nefericiți să intre în el. Și care nu sunt capabili să se salveze din el în jos, spre mizerie și sărăcie. Orice om care a acumulat o mare avere a recunoscut existența acestui curent de viață. Acesta constă în procesul de gândire al fiecăruia. Emoțiile pozitive ale gândirii formează partea curentului care îl poartă pe cineva spre avere. Emoțiile negative formează partea care îl duce spre sărăcie. Aceasta poartă un gând de importanță extraordinară pentru cel care urmează această carte cu scopul de a acumula o avere. Dacă te afli în partea curentului de putere care duce la sărăcie, aceasta îți poate servi ca o vâzlă cu ajutorul căreia te poți propulsa pe cealaltă parte a curentului. Ea îți poate servi numai prin aplicare și utilizare. Simpla citire și emiterea unei judecăți asupra ei, într-un fel sau altul, nu îți va fi în niciun fel de folos. Unii oameni trăiesc experiența de a alterna între partea pozitivă și cea negativă a curentului, fiind uneori pe partea pozitivă, alteori pe partea negativă. Prăbușirea Wall Street din 1929 a făcut ca milioane de oameni să treacă de pe partea pozitivă pe cea negativă a curentului. Aceste milioane de oameni se luptă, unii din ei cu disperare și teamă, pentru a reveni la partea pozitivă a curentului. Această carte a fost scrisă special pentru acești oameni. Sărăcia și bogăția își schimbă adesea locul. Crașul a învățat lumea acest adevăr, deși lumea nu-și va aminti mult timp lecția. Sărăcia poate lua și, în general, o face locul bogăției în mod voluntar. Atunci când bogăția Eia ia locul sărăciei. Schimbarea se produce de obicei prin intermediul unor planuri bine concepute și executate cu atenție. Nu are nevoie de nimeni care să o ajute pentru că este îndrăzneață și nemiloasă. Bogățiile sunt timide, ele trebuie să fie atrase. Oricine își poate dori bogăția și majoritatea oamenilor o fac, dar numai câțiva știu un plan bine definit, plus o dorință arzătoare de a avere, sunt singurele mijloace sigure de a acumula avere. Dragilor, acesta a fost capitolul 10, un capitol scurt care ne-a vorbit despre puterea minții maestrului, forța motrice. Sper să vă fie de folos și, bineînțeles, săptămâna viitoare uh, voi reveni cu capitolul 11, care este al zecelea pas către bogăție, așa cum ne spune Napoleon Hill, capitol intitulat Misterul Sexului, Transmutația. Până data viitoare, dragilor, pentru cei care nu au ascultat capitolele anterioare, vă recomand să o faceți, pentru că este o carte extrem de iubită de oameni, este o carte care a fost citită de Milioane, de zeci de milioane de oameni. Luați fiecare capitol în ordine, pentru că ele au o legătură una cu cealaltă. Da? Capitolele este bine să le citiți, să le ascultați în ordine. Și uh, mai rămân 5 capitole. În 5 săptămâni terminăm această carte minunată. Vă invit să scrieți în rubrica de comentarii ce părere aveți despre această carte, dacă ați aplicat principiile descrise în ea, cum v-au ajutat acestea până în momentul de față și bineînțeles vă invit să ascultați și celelalte cărți pe care le-am tradus și înregistrat pentru dumneavoastră pentru a avea mai multe perspective și pentru a avea de unde alege, dar cel mai important, așa cum vă spun de fiecare dată, nu uitați să experimentați ceea ce uh, vă doriți în această viață, pentru că cea mai bună mărturie nu? Și, și cea mai bună explicație vă puteți da singuri prin experimentarea tuturor acestor tehnici și metode prin care să ajungeți la materializarea dorințelor dumneavoastră. Dragilor, până la următorul filmuleț însă, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!